Violența psihică la locul de muncă afectează 90% dintre angajații români, arată un sondaj online. Managementul defectuos este una dintre sursele violenței psihice din cauza faptului că subalternii sunt puși deseori în fața unor solicitări contradictorii din partea șefilor. Cei mai mulți dintre salariați se simt umiliți la locul de muncă, supra-solicitați sau confuzi cu privire la sarcinile pe care le au de îndeplinit. Cazuri de agresiune psihică s-au înregistrat și în firmele Giurgiu Vene, fiind vorba însă doar de hărțuire verbală. De la începutul anului, la biroul pe care îl reprezint, s-au fost înregistrate un număr de 46 de cazuri de hărțuire verbală prin amenințări cu pierderea locului de muncă, prin diminuarea salariului. Cam astea ar fi, în jur de 46 din 390 de sesizări primite până acum la noi, la ITM. De asemenea, mai mult de două treimi dintre salariați susțin că în ultimii doi ani au tot mai mult de muncă la serviciu, ceea ce crește nivelul de stres. În afară de a-și reclama superiorii, cei care se simt agresați nu au foarte multe variante de rezolvare a situației. În funcție de mărimea de angajatorului la companie, dacă sunt companii mari cu mulți angajați, pentru rezolvarea acestei situații destul de delicate, se pot adresa compartimentul resurse umane, printr-o sesizare scrisă a lor, în scopul schimbării locului de muncă. Însă în întreprinderile mici cu foarte puțini angajați și unde hărțuirea verbală se face chiar de către directorul, patronul societății, cred că singura situație este să-și dea demisia. În cele mai multe dintre situații, salariații agresați nu își reclamă managerii decât după încetarea raportului de muncă. Unii dintre angajați acționează în instanță și câștigă procesul, iar în acest caz angajatorii sunt obligați să le plătească daune materiale.